Normal, fraților, și vă găsim la un nou episod din sezonul ăsta de San Andreas Multiplayer. La episodul cu numărul 20, 6-a 2-a 2019, fiind și ziua mea de naștere și a lui Dăgost. Vă mulțumesc foarte mult pentru urări, și pe Slack, și pe Discord, și pe WhatsApp, și pe Facebook, și pe Instagram, și pe tot ce mi-a dat, cum sunt sigur că sunteți abonat la canalul meu, cei care mi-au dat la mulți ani și tot ce trebuie, bine, nu, majoritatea, nu chiar toți, pentru că mi-au dat și oameni în vârstă pe Facebook și multe alte chestii. Deci astăzi împlinesc vârsta de 18 ani, în timp ce Dăgost spunește 20, pentru că suntem născuți în acea zi, dar în ani diferiți. Și ce vreau să vă dacă, pentru că voi nu sunt sigur că nu o să vă uitați la tot videoclipul, lăsați acum în comentarii data voastră de naștere, deci data voastră de naștere, când v-ați născut. Bă, dar reală, poate cine știe, poate te întâlnești cu un gemen, chiar că un gemen din alta mamă, știi? Poate chiar e pe ziua ta și în același an și tot ce trebuie. Bă, lumea e mică și, na, de unde știi? Poate imediat. Ceau, bă, ești nebun, m-am întâlnit acum cu Dăgost. Bine, Dăgost zice că știa de mult. Mă sună cineva. Dar nu pot să-i răspund. Sau este? Alo? Alo? Da, mă. Mersi, mă, tu... Așa, m-a sunat un fost coleg de clasă și să-mi zică la mulți ani și chestii de-astea. Uite, mi-a zis aici, bă, Mendezi, și Mendezi, și am zis așa, bă, am ieșit baftă. Bă, și am filmat, deci ascultați-mi mine, am filmat două episoade până acum. Un episod, frate, nu știu cum să vă zic, dar nu mergea, nu știu, nu mergea să intru în chestii de-astea, intră pe camera ta de Discord. Sunt. Și episodul de data trecută l-am și pus pe canal, unii dintre voi știți, pentru că sunt, are câte vizualizare? Are 15 vizualizare, 45 de minute. Deci unii dintre voi chiar le-ați văzut episodul ăla și nu mergea microfonul. Bă, da, mi-a intrat frate-mi și la bandicam și la tot, mi-a oprit microfonul, mi-a oprit tot, nu putea să apasă pe microfonul ăsta și se oprească, dar e tot de soartă. Frate mi-a jucat două zile, de-aia m-am și întrebat Mendez sau Fraxu, pentru că am fost operat în septembrie, am primit o problemă și m-am operat, am căzut la fotbal, ca să vă zic acum toată povestea, cum să zice, dar vă zic că rar. Ce faci? Bă, stai puțin să fac ceva. Așa, și am zis în felul următor, am căzut la fotbal, m-am dus la spital, mi-am făcut toate acolo și mi-a băgat ieșe pe 25 a 7-a, sau cât e septembrie, mă? A 7-a, mă? Da, 25 a 7-a și m-am operat ieri, trebuia să mă operez pe 4, adică cu 2 zile, dar n-avea clește, frate, n-avea clește. Auzi, Lane, să n-ai vă clește, mă? Cum să n-ai vă, mă, clește? Da? Hai că, na, ca idee. N-aveau clește și chestii de-astea și... m-am operat ieri. Și ieri, la 10:57 de minute, eram, domne, cum să vă zic, eram fix, m-am chemat din salon, la 10:57 eram pe telefon, m-am uitat acolo, zice, Vitali, cita. Cita, așa se scrie, mă? Bă, da. Hai, l-am scris bine, băiat. Ca să nu mai stăteam să caut eu acum cita, cum se numește. Și m-a luat acolo, m-a pus pe un pat, m-a dat să mă dezbrac, am fost decât... Bună ziua, sunteți de admitere. Când dau test. Așa. Bă, mă încurc, măi, mă încurc și episodul a fost belea, ăla de data trecută, belea, dar n-am mers microfonul, nu pot să cred. Deci, așa, m-a pus pe pat acolo, m-am dezbrăcat de toate... Mamă, ce mă sperat că mi-a dat mie. E online, nu? Asta e, a plecat Ștefănuț din mafia noastră. Mama, dar abia știu să plec și eu. Hai să fac evenimentul acum. Stați puțin. Prima persoană care îmi trimite SMS cu text. Mendez. Da, nu așa cum am zis eu. Așa am făcut și în episodul trecut. Mendez, până în Discord-ul tău. Mendez... 18 iar câștigă suma de tot, punem aceeași suma. Am crezut că iar mă sună ceva de-a mea după snap Ranico, așa. Și multe chestii de-astea. M-am pus acolo, era lumină foarte mare, m-am dat să mă dezbrac, m-am dezbrăcat de tricou, tot ce eram un boxer cu aia, deci un boxer eram. Mă, de acolo și m-am operat, simțeam de ce în ce că vine, cum să zic eu, că ador și pac, după aia m-am trezit peste o oră jumătate în salon la mine. Dar ci că eu m-am trezit odată să mă pun pe pat, ce credeți? Dar nu știu, cum schimb culoarea de la vine.
Data trecută am avut ID 0 în tech crash, acum am ID 171. Cum schimb culoarea la Vimname? Vimname. Nu ești într-un vehicul. Vimname e, nu? Tastează, comanda. Vimname. Și textul. Textul. Dorit. Așa se spune asta. Data trecută a schizo. Bine, poate probabil ați văzut videoclipul sau ceva de genul. Bine, 14 persoane, 15 persoane, dar nu mergea microfonul, domne. Și mi-a zis mai mulți, mi-a zis și frate, mi-a zis: "Bă, vine mergi microfonul, bă, de ce nu te auzi? Bă, bă, nu știu." De prezentare, dovezi. Mie când fugi. Da, așa. Deci nu uita să apăsați butonul de like și tot ce trebuie, să te mai cu Bace în conferință. Bine, a venit acum Bace. Dacă ai idee, vrea revanșa CSGO, că l-am bătut atunci. El credea că am hack și am dat dovadă și n-avea. Dacă ai idee, e pe pen. E pe pen. Greșit. E mail. Aștept să... Cum se cheamă? Aștept să... Cronica, că... Vimnim color. A, culoarea, coaie! Vimnim color. Dar bine zice, mă. Da, mă. Dreptate. Cine? Trebuie să-ți dau un mesaj acum. ID 0. Am... Cum scrii numele, știi? No, mi-a fost silă să-i scrii. No, mă, frate, am înțeles altceva. Vimnim color. Vimnim color, bă. N-am citit toată întrebarea. Da, n-am citat întrebarea. Se mai întâmplă așa, bă, adică sunt mulți care au greșit și spyro, mă, adică să nu zic acum. Ești mai nou. Sărăc. Trebuie să vină întrebarea, să-mi vină ADO. Dacă ai idee. Să ne primăm așa. Data trecută au scris băieții, dar au scris puțin mai târziu, să scrie exact cum scrie aici, deci exact cum scrie aici trebuie să scrie. Prima dată a scris Crizo, știți și voi cum am arătat. Dar parcă că lumea a mers, bă, îmi cheamă acum, sper să meargă tot ce trebuie. Azi în care e prima persoană, să fac și poze, să fie totul ce trebuie. N-a scris bine, al doilea Robeston. Bă, n-a scris bine ăla, nu pot să cred. Ok, a scris bine. Și asta nu câștig vreodată. Și așa nu câștig vreodată. Ștefane, nu știu cum să zic Ștefane, dar... A, și așa nu câștig vreodată. Dar trebuie să dai Ștefane, poate. Până ai scris și te ia. Unde se epinu eu de numai abă. Bun, frate. Am câștigat. Deci, Robertson, bă, n-a scris bine, știi? Pentru că am zis să scriu la filme. Deci, Robertson a câștigat de data asta. Number 41, AD câștigă. Câștigă. Mamă. Câștigătorul evenimentului este King Kong. Robster. Mulțumesc de participare și de urări. Da, nu, de parte ceva. Ce săracu că ar fi cu rânde. Nu chedau bloc, iar se feră. Ia. Ia, ce, a intrat și tu la rândul adulților, mă, păcat că mentalitatea mereu îi va fi de plod. Da, sărac. Dacă consider că am greșit, mă poți reclama. N-a greșit. Bă, are păreri. Așa. Care era? King Kong. Post event fake. Schiz data trecută, deci îmi dai, mă. Ce spam face asta? Așa. Transfer 49. 10 milioane, da? Ok. 10 milioane. Da, ok. 5. 50. Bă, ești nebun.
5 odată. Stai până la 8 seriale și după îmi dai FV dacă mai iau. Așa. I-am dat 10 la caca, băiatul, m-am... Deci azi m-am filmat de 2 ori, i-am dat 25 de caca. Fără să fac nimic. Deci 30 de caca am dat în aproximație astăzi. Bă, e ce trebuie, nu știu. Am vrut să fac niște curse, bă, nu prea am ce face în acest episod. Dar v-am zis așa chestii de-astea. Nu uitați să apăsați butonul de like, aveți Discord în descriere, Discordul meu personal și tot ce trebuie, răspuns la orice întrebare. Indiferent dacă zici, bă, bulangiule, ce faci, sau mă iei la înjurători și chestii de-astea, zici de mama și chestii de-astea, zic, ok, știi? Poate răspund, că nu-mi place să dau sin. Dead Grindel. Dacă ai scris bine, îți dau. Ai scris. Văd, domnule. Băi, al doilea eveniment și na, nu uitați să apăsați butonul de like, am mai zis odată, și în descriere să lăsați data voastră de naștere corectă. Deci poate vă întâlniți cu un gemen, cum am întâlnit eu cu Dăgostă în aceeași zi, în aceeași lună, dar am diferiți. I-au făcut dacă îmi dai un invite din FV? Nu. Ei. Că ai rangul. Ba. Poți să ai și 900 de zile dacă ai rangul, nu tot e FV-uri. Și la cute group la orice an, poți să ieși rang 6. Da, Ștefan, știți că era co-leader în leve, în firma, l-a scos, domnule, nu știu ce se întâmplă, dar l-a scos. Am vorbit și că nu știu, a făcut o glumă și l-a scos, dar Chișina, nu mai pot să antena în plus. Asta e. Evenimentul de GV, am să vedem participarea în scrisiune. Ce vreau să vă mai zic, nu știu dacă mai, bă, s-a vorbește pace, numai ai dovadă cu cele 3 sumații? Acum mai dau un clis, rac. Bă, nu mai mă complic, că... 1014 zile... Bă, e mi-e greu și cu piciorul mi-a pus acolo, da, m-am operat și... Da, nu mai știu ce să filmez, da. Puteam să jur că am scris primul. Flori. Nu mai știu, îmi dai mare. Flori. Nu mai știu, bă, te vezi și tu acolo cât ai scris. Ce sus îți dau, bă? La cât îl pui? Cineva mi-a furat info. Reclam. Reclamație. Dar oricum nu ia nimic pentru un furt de vehicul. Dacă ai idee, am scris primul. N-ai scris. Nimic de fapt poți. Bă, nu. E un invite dacă nu pui dovada. Să văd și eu dovada. Dar bine, nu? Vreau să scap repede, dacă ai idee. Deci cam atunci când se episod, nu știu, îl fac mai scurt așa, nu știu cât l-am ținut, dar eu mă, just, mă l-am ceva, oricum am de 5 minute de când am dat evenimentul, dacă ai idee. Nu uitați să apăsați butonul de like și tot ce trebuie, uite-l pe Vex aici, hai să zic. Bă, Vex, să zici ceva la cameră, zâmbește, fă cu mâna. Salut, băieții! Fă cu mâna. Așa. Stai așa, mamă, schimb de ștaf de la de șmecher. Hai să facă mai așa, mă, salut aici. Faci poză cu cel mai șmecher YouTuber. Să pui în pernă, mă. Aha. Hai că închizi eu acum și vorbim. Deci cam atunci cu acest episod, nu uitați, apăsați în descriere. Deci asta vreau de la voi. Intrați în comentarii și scrieți data voastră de naștere. Cine știe? Se întâmplă ca unul să fie gemen cu voi, nu știu. Adică gemen. În aceeași dată cu voi și na. Dacă ai idee, nu știu. Mi se pare șmecher. Bă. Deci cam atunci ca acest episod, vă mulțumesc. Bă, mi-am desprez, ia dă pula aici să vadă oameni aici, în ferul sub la Naos. Ia, să vedeți în ferul sub și pe aia lucrez. Ia. Să vadă-i pe răs. Dar mă doare și piciorul, că mi-a pus de-aia, mă, mi-a făcut post. Da, e prost, mă. Reclamație. Că aia mi-a făcut unul post, zici că e event fake, săracu. Dar să-i dau poză după. Acum nu mai prind poza. Îi dau direct video, ce crezi? Deci, la revedere, domnilor.